Salutare! De asta dată ne vedem online și vom continua discuția începută la cursul trecut despre prelucrări locale asupra imaginilor digitale. Am discutat mai exact despre convoluție, despre prelucrări bazate pe această operație matematică de convoluție. Am discutat data trecută despre ce înseamnă operația asta de convoluție și despre faptul că mai exact, în prelucrarea imaginilor, ceea ce facem nu este chiar o convoluție, pentru că nu facem inversarea matricii după prima diagonală, ci vom face pur și simplu produsele element cu element, adică între fiecare element din matricea F, matricea de filtrare, și imaginea corespunzătoare, porțiunea corespunzătoare din imaginea asupra care aplicăm această filtrare. Bun, iar în urma convoluției rezulta, cum v-am zis, produsul element cu element, apoi se însumează toate elementele și rezultă un singur punct din imaginea de ieșire. De asemenea, am discutat despre un caz particular de aceste filtrări, și anume cazul particular care duce la filtrările de tip trece jos, da, filtrării în frecvență. Deci, operația aceasta are și niște efecte în frecvență, cum am mai discutat. Iar în cazul ăsta al filtrărilor trece jos, aplicațiile practice ce rezultă prin acest tip de filtrare sunt în special cele de încețoșare, da, de blurare a imaginii. Și am mai discutat, ca să punctez și acest aspect, am discutat și despre condiția pe care trebuie să o îndeplinească matricea asta de filtrare, matricea asta o care facem convoluția, zisă și kernel. Și anume, această condiție este că suma tuturor elementelor, da, de sumă după i din sumă după j din f de i j, trebuie să fie cât? Trebuie să fie 0. 1, desigur. Pentru că, să ne gândim așa, dacă dăm o imagine constantă, pur și simplu un gri constant, să zicem. Asta, din punct de vedere al unui semnal, este un semnal continuu. Da? Deci componenta continuă este acea valoare. Trecând printr-un filtru trece jos, evident că trebuie să ne rămână acea componentă continuă. Da? Dacă ar fi 0, tocmai că s-ar elimina acea componentă continuă. Și exact despre asta vom vorbi acum, despre cazul în care suma elementelor acestei matrici, acestui kernel de convoluție, este 0. În acest caz, se întâmplă contrarul față de ce am discutat până acum. Tocmai componenta continuă dispare și rămân detaliile din imagine, adică trecerile dintre două niveluri. Să ne imaginăm un caz, chiar în cazul acesta, în prima situație de care vorbim aici, a detecției de contururi. Hai să ne imaginăm următoarea situație. Luăm o singură linie din imagine, care practic se traduce într-un semnal unidimensional. O imagine în care aveam un nivel de gri, iau cazul ăsta particular al imaginii cu nivelul de gri, și apoi trece ușor către un alt nivel de gri. Asta ar fi imaginea originală. Hai să o iau ca un, să o reprezint ca o funcție, să zicem. O funcție f de x. Asta ar fi x. Da? Deci are un nivel și apoi trece ușor către un alt nivel de gri. Ce se va întâmpla cu atunci când aplicăm o astfel de filtrare? În zonele în care imaginea este constantă, valoarea este constantă, vom obține valori de 0 și vom obține valori diferite de 0 aici când se face trecerea de la un nivel la altul. Iar aici când avem nivelul constant, la fel, vom obține valori de 0. Deja cred că asta ne duce un pic cu gândul la ideea de derivată. O să reprezint aici derivata funcției f, f' de x. Și cum ar fi derivata în acest caz? Unde avem continuu, evident că va fi 0.
La fel, unde avem nivel constant, aici va fi 0. Și aici derivata este, nu e chiar constantă, că am făcut așa o trecere lentă, să zicem, exagerat un pic, ar fi ceva de acest gen. La derivata crește și apoi coboară. Bun. Cum putem să estimăm această derivată? Am reprezentat linia din imagine ca o funcție continuă, dar evident că imaginile sunt semnale bidimensionale discrete, adică au valori discontinue, sunt pur și simplu serii de valori. Și asta înseamnă că derivata putem să o estimăm prin diferență. Da? Deci această derivată, practic, o putem estima printr-o diferență f de n minus f de n minus 1. Adică pur și simplu diferența dintre două elemente consecutive. În cazul ăsta, dintre două valori de pixeli consecutive. Exact această idee se folosește în detecția contururilor, în cele mai simple metode de detecție contururi, care constau exact în treaba asta, în estimarea derivatei imaginii, atât pe axa orizontală, cât și pe axa verticală. Și apoi se combină. Se obține, practic, astfel un gradient din care se ia magnitudine. Ok. Cum putem să facem un filtru? Să ne gândim acum cum am putea să proiectăm un astfel de filtru de convoluție, un filtru F, care să ne estimeze o astfel de derivată. Dacă ne gândim la operațiile care trebuie să se întâmple, observăm că o astfel de matrice, să zicem, să luăm cazul 3 ori 3. Da, să luăm f de deriv 1. Dacă am luat cazul unei matrici 3 ori 3, ne gândim așa. Asta ar fi punctul, linia centrală, da? Deci care se suprapune peste punctul din imagine, punctul curent din imagine, pixelul curent al imaginii. Ce ar trebui să facem? Pixelul curent nu îl luăm în seamă, deci punem 0. Pixelul din valoarea pixelului din dreapta, scădem valoarea pixelului din stânga. Ok? Și dacă facem la fel și pentru pixelii de deasupra, la fel din ce în dreapta scădem ce este în stânga și la fel și mai jos. Combinând toate aceste operații, rezultatul va fi că aplicând convoluția între imaginea originală și un astfel de chernel de filtrare, vom obține contururile verticale. Deci, mergând pe orizontală, orice trecere de la un nivel la altul, din sus în jos sau de jos în sus, va produce valori nenule. Orice porțiuni care vor fi constante pe orizontală, vor produce valori apropiate de 0. Deci, printr-un astfel de filtru, printr-o astfel de filtrare, vom obține contururile verticale. Contururi verticale. Evident că, similar, vom putea să facem ca să obținem și contururile orizontale. Aici ar trebui să zic, am zis deriv 1, trebuia să zic derivată pe x, practic. Și aici derivată pe y. Pentru contururile verticale, la fel, vă reamintesc că y-ul crește de sus în jos, da? X-ul de la dreapta la stânga, iar y-ul de sus în jos. Asta înseamnă că vom avea 1 pe linia de jos în această matrice, 0 pe linia centrală, ca să nu ni se decaleze pixelii, și minus 1 pe linia de sus. Și aplicând o corelație cu această matrice, obținem contururi orizontale. Deci obținem o imagine de contururi orizontale. Orizontale. Și vom vedea și exemple pentru acestea. Vom vedea cum arată o astfel de imagine de contururi verticale, cu
cum arată o astfel de imagine de contururi orizontale și cum se pot îmbina ele. Practic, dacă asta ar fi imaginea de contururi verticale CX și asta ar fi imaginea CY de contururi orizontale, practic din astea două am putea să obținem prin operația de magnitudine CX pătrat, radical din CX pătrat plus CY pătrat, am putea să obținem o imagine combinată de contururi. Ce o să arăt eu un exemplu, veți vedea că arăt o versiune simplificată. Pur și simplu fac media lor aritmetică și o să obținem o imagine destul de ok. Bun. Înainte de a trece la exemple, deci o să prezint întâi partea asta teoretică, rămâneți cu ea în minte și apoi o să prezint și exemplele pe imaginea noastră cu papagalii. Bun. Revin la derivate aici și hai să trecem un pic mai departe la derivata de ordinul 2. Dacă luăm pe același exemplu de trecere de la două niveluri, derivata de ordinul 2, f secund de x, cum ar arăta în acest caz? Evident, în zonele este derivata primei derivate, da? În zonele constante rămâne la fel, după care vom avea ceva pozitiv până, când, până aici în vârf, când iarăși revine la 0, și apoi avem pantă negativă, da? Vom avea ceva negativ aici. Deci observăm că derivata de ordinul 2 ne marchează, ne accentuează atât momentul de dinainte de a începe urcarea, cât și momentul de după terminarea urcării. Bine, funcționează fie că e urcare, fie că este coborâre. Pentru derivata de ordin 2, în două dimensiuni, avem operatorul, sper că îl mai țineți minte, ce culoare să-l fac, operatorul numit Laplacian. Da, și cum se calcula Laplacianul? D la dx pătrat plus D la dy pătrat. Deci, practic, avem derivata de ordin 2 atât pe x cât și pe y și se însumează cele două. Dacă am stat să facem un pic calculele, observăm că pentru calculul derivatei de ordin 2 ne trebuie 3 valori. Hai să le notez ca să fie ușor să calculez. Să le notez cu A, B și C. Nu mai notez cu F de N minus 1, F de N plus 1, să fie mai ușor de calculat. Da? A, B și C. În cadrul derivatei, ce vom avea? Să zicem, ce vom avea aici? Și ce vom avea aici? De fapt, ele vor fi fix între A și B ca poziție. Asta vor fi fix între A și B. Aici va fi B minus A, B minus A, iar aici fix între, da, nu am poziționat eu bine, fix între B și C, trebuie să pun mai de aici, fix între B și C, va fi C minus B. Ok? Iar pentru a calcula derivata a doua, care va veni centrat între ele, deci ăsta nu trebuie să-l reprezint aici, trebuie mai aici, C minus B, da? Iar pentru derivata a doua, fix aici, va fi C în dreapta minus C în stânga, adică C minus B minus B minus A. Adică asta înseamnă, de fapt, C minus 2B plus A. Ok, și cum putem să traducem ce am obținut aici într-un astfel de filtru, într-un astfel de kernel de filtrare, astfel de matrice de filtrare? Să vedem ce am putea să obținem. F, o să zic lap, de la Laplacian, ar fi cam așa. Deci avem C minus 2B.
ce este pixelul din dreapta. Pixelul din dreapta, da? Deci 1. Pixelul curent este B. Deci vom avea aici minus 2. Și pixelul din stânga va fi și el tot cu 1. Ok? Bun, și dacă facem la fel și pe verticală, vom obține aceleași rezultate și deci vom avea 1 aici și 1 aici. Iar în colțuri vom pune 0. Nu vor interveni în calcule aceste colțuri. Ok. E un efect destul de interesant. Dacă calculăm imaginea asta pe care o obținem, vom vedea că seamănă oarecum cu o imagine de contururi, cu mențiunea că contururile pe care le obținem sunt dublate. Și vedeți de ce? Datorită acestei derivate a doua, da, care ne arată ambele trece. Ce este mai interesant însă e faptul că imaginea pe care o obținem cu ajutorul filtrării, cu un astfel de filtru, dacă o compunem, o adunăm la loc peste imaginea originală, practic obținem un efect de ascuțire, un efect de sharpening, da? Un efect de ascuțire. Deci dacă ar rezulta de aici o imagine, să zicem I Laplacian, dacă o adunăm la imaginea originală, de fapt nu, dacă din definiția originală a Laplacianului, practic va trebui să o scădem. Deci dacă facem I minus I Lap, practic rezultă o versiune ascuțită a imaginii originale I. Haideți să scriu și în engleză, că am tot zis ascuțită și poate că e mai greu de înțeles. În engleză este sharpen, deci filtrul de sharpening. La fel cum aici la încețoșare, de fapt era blur, blurare. Și vă reamintesc că am discutat despre blurarea de tip uniform. Dacă toate elementele matricii erau egale, dacă ar fi să reprezint așa doar pe o linie, practic aveam ceva de genul ăsta. Da? Și blurarea de tip gaussian. Când la fel, dacă ar fi să reprezint doar pe centru, practic elementele din centru matricii au valori mai mari și elementele din exterior valori din ce în ce mai mici. Da, se obține și în felul ăsta o blurare, dar care păstrea totuși contururile. Ok, o să vă arăt exemplu și cu chestia asta. Dar mai întâi de toate să văd dacă ar mai fi ceva de punctat din punct de vedere teoretic, aici înainte să trecem la partea de exemple. Ar mai fi, da, ceva. În practică, eu la exemple chiar așa am făcut, în loc să pun aici minus 2, și să trăiască să scad imaginea, ca să pot să o adun, am făcut așa o mică șmecherie, în sensul că am pus aici minusuri, ăsta am pus plus, minusuri la 1, și în felul ăsta acest minus de aici a devenit plus. Da. Se practică și varianta aceasta. Ba chiar, în practică, mai există și o altă versiune. Pentru un efect mai puternic de ascuțire, există și versiunea în care aici elementului din centru îi dăm, de fapt, introducem în calcul și colțurile, versiunea în care introducem în calcul și colțurile, deci vom avea cam așa ceva și evident rezultă că elementului din centru trebuie să-i dăm o altă valoare ca să se respecte această condiție de aici, da? Ca suma să fie 0, că dacă nu e 0, nu e ce trebuie. Da? Suntem la cazul filtrelor de tip trece sus. Bun, deci trebuie să avem aici 8, suma va fi 0, efectul va fi cam același, numai că vor fi și mai accentuate aceste treceri de la un nivel la altul. Vom vedea comparativ ce se întâmplă. A, și ar mai fi evident de punctat și faptul că această însumare, operația asta de însumare,
I plus, imagine originală plus laplacianul I, o puteam face direct din operația de convoluție. Da? Dacă ține cont de faptul că I este de fapt I convolutat cu o matrice care are 1 doar aici în centru și 0 peste tot în rest, practic rezultă că putem face asta. Uite, o să fac tot cu verde ca să arăt pentru cazul acesta. Matricea care ar rezulta ar fi minus 1 plus 0, minus 1, minus 1 plus 0, minus 1 și tot așa, minus 1 plus 0, minus 1, dar aici în centru am avea 1. 1 plus 8 va face 9. Ok, aici minus 1, minus 1, minus 1, minus 1. Deci printr-o singură operație de convoluție, fără să mai facem această sumă, vom obține efectul de ascuțire a imaginii I. Bun. Astea fiind zise, haideți să vedem și exemplele pe care vi le-am promis. O să fac asta folosind o aplicație. Salutări lui George, dacă urmărește asta. El a făcut această aplicație. Bun. Să vedem aici. Da, o să folosesc imaginea asta. Hai să începem cu exemplele pe care le-am zis. Am aici, am lăsat decomentate doar conversia în nuanțe de gri. Bun. O să o tai deocamdată conversia asta în nuanțe de gri. Unde o avem? Aici. O să o comentez. Revenim la filtrări. Bun. Deci avem imaginea, dacă aplicăm o filtrare cu această matrice, de fapt ce vedem aici înseamnă 1 pe 9, 1 pe 9, 1 pe 9, da? Toate sunt 1 pe 9, ca să ne dea 1 suma. Deci este un filtru de tip trece jos, practic este o filtrare de tip oblurare uniformă. Da? Hai să vedem ce obținem. Am lăsat pentru cazul color, practic pe fiecare componentă, pe red, green și pe blue se aplică aceeași filtrare și rezultatul puteți vedea aici. Eu zic că se vede destul de bine diferența, adică se vede că s-a blurat destul de mult, asta fiind imaginea originală, iar asta cea filtrată, se vede că s-a blurat destul de mult cu acest filtru 3x3. Dacă mărim dimensiunea filtrului, cum vă spuneam data trecută, evident că efectul crește și mai mult. Ia să vedem, durează un pic, da? Ia uite, deja dacă comparăm cele două imagini, deci avem imaginea originală, cea cu filtru 3x3 și cea cu filtru cu matricea de filtrare 5x5. Tot uniformă, vedem că efectul este foarte puternic. Bun, dar dacă facem un filtru de tip gaussian. Bine, am pus eu aici în ghilimele gaussian, că n-am stat să iau chiar valorile care trebuie. Pur și simplu am luat un filtru uniform și l-am mai aranjat puțin. Pe la colțuri am pus 0, apoi aici am mai scăzut un pic din valorile de pe margine. Valorile astea le-am lăsat așa, cam așa, mai mari un pic. Și valoarea din centru am făcut-o mai mare, astfel încât per total suma să-mi dea tot 1. Efectul este că tot filtrare obțin și cu un astfel de filtru, tot blurare obțin, pardon, dar totuși o blurare cu un efect puțin mai mic, da? Se păstrează contururile mai bine, efectul de blurare nu este atât de puternic. Ok. Cam asta a fost așa cu blurarea. Apucasem să pomenesc și de ea, o să comentez la loc acestea. Ok, și acum să trecem la detecția de contururi, la filtrările de tip trece sus. Făcusem și pentru varianta în alb-negru, dar hai să ne uităm și la color. Da, sau nu, hai să facem în alb-negru întâi. Să vedem ce putem să observăm pentru cazul ăsta în alb-negru. Și prima oară, detecția de contururi cu operatorul Prewitt. Practic, ce vedem aici este, de fapt, derivata de ordinul 1. Exact ce am discutat mai devreme, derivata de ordinul 1 pe X, derivata de ordinul 1 pe Y. Am aplicat filtrarea cu
fiecare în parte, atât pe X cât și pe Y, le-am afișat pe amândouă, după care ce am făcut aici, pur și simplu am afișat media lor aritmetică. Limbajul ăsta implementat de noi aici nu permite împărțiri, dar nu permite direct împărțiri, dar cum are operația asta de convoluție, pur și simplu am luat o matrice 1 ori 1 în care am pus 0,5 și evident aplicând această filtrare am redus valoarea fiecărui pixel la jumătate. După care am însumat cele două imagini rezultate. Ok, și ce am obținut? Durează un pic, ia. Deci am afișat întâi imaginea în nuanțe de gri, care corespunde aceste imagini color, după care ăsta ar fi IFX. Imagine obținută după filtrarea, practic prima derivată, derivata după X, derivata orizontală, care ne obține contururile verticale. Și aici am avea derivata după Y, care ne obține contururile orizontale. Media lor aritmetică ne obține cele două contururi. V-am zis că, de fapt, dacă considerăm fiecare imagine ca o componentă a gradientului, mai bine ar fi aici să calculăm magnitudinea gradientului, da? Da, în fine. E, și media aritmetică e destul de ok în acest caz. Bun. Hai să las totuși asta ca să putem face o mică comparație cu un filtru mai utilizat decât acest privit, și anume filtrul Zobel. Este folosit mai des pentru detecția de contururi. Am comentat aici contururile pe X și pe Y. Pur și simplu am afișat tot așa doar media aritmetică ca să o putem compara cu ce ne-a dat privit. Hai să vedem. Așteptăm să calculeze. Și să vedem comparativ între sus avem Privit și jos Sobel. Pe această imagine nu se vede așa mare diferență, mai mult pe la papagal se observă puțin că Sobel a accentuat mai mult contururile, cum era și normal. Dacă ne uităm la cele două filtre, observăm o mică diferență unde avem de Sobel. Mica diferență este faptul că aici nu mai avem 1, pe linia centrală nu mai avem 1, ci avem 2. Da? Deci, practic, asta va accentua trecerile de nivel mai mult. Și la fel și aici, pe coloana centrală, avem la fel 2. Bun. Hai să comentez. Sau hai să arăt acum, dacă tot sunt la acest punct, să arăt și în varianta color ce am obține. În varianta color, deci comentez partea asta de luminanță. În varianta color am avea cam așa ceva. La fel, se obțin ciudățenii din cauza că am aplicat pe fiecare componentă de culoare în parte această detecție de contururi. Da, și după cum vedem, contururile le obținem, culorile care se obțin rezultă destul de aiurea. În mare avem negru. Este și normal să avem negru, fiindcă ăsta e un filtru de tip trece sus. Iar negru, practic, e componentă de zero. Sunt zonele continue de culoare. Ok. Acum pot să fac și la plasianu, dar trebuie să comentez întâi celelalte. Să nu mai apară. Ok. Așa. Și zomba. Privit. Ok. Hai să las pentru imaginea asta. Cum e? Deci, acum e pentru imaginea noastră de gri. Da. Și aici, Laplacianul, imagine. Pentru Laplacian am două variante. Ce am discutat mai devreme este aici prima variantă. Și o altă variantă în care se accentuează mai mult punctul central. Da, am discutat ce prezentasem cu verde. Da, asta de aici. În care se accentuează mai mult punctul central și se iau și colțurile în considerare. Deci pe imaginea nuanțe de gri obținem cam așa ceva. La primul Laplacian și varianta a doua
E mult mai accentuată, se vede clar diferența. Ok. Cum spuneam, seamănă cu un detector de contururi, dar obține niște contururi dublate. Utilitatea lui foarte mare este în ascuțirea imaginii. Și practic putem să facem ascuțirea fără să le mai calculăm. Am putea direct să le adunăm pe imaginile originale. Dar, cum ziceam, e suficient să adunăm un 1 aici pe elementul central. În loc de 4 avem 5 și aici în loc de 8 avem 9. Iar efectul va fi direct de adunare. Deci se face și adunarea cu imaginea originală printr-o simplă operație de convoluție. De fapt, de corelație 2, de am zis că nu e convoluție, că nu mai facem transpunerea matricii. Bun, și deja se observă. Avem aici imaginea originală, imaginea cu 4, Laplacianul cu 4 și Laplacianul cu 8 în centru. Deja s-au accentuat foarte mult toate defectele datorate conversiei imaginii în JPEG. Da, imaginea este un JPEG și, deși nu se vede, chiar și pe aici erau niște defecte care au fost foarte mult accentuate prin această operație de sharpening, de ascuțire a imaginii. Și înainte să încheiem, hai să vedem și cum arată varianta color. Deci ar trebui să comentez partea asta de conversie în nuanțe de gri. Ia să vedem. Da, deci avem imaginea originală, imaginea ascuțită cu prima variantă de Laplacian și imaginea ascuțită cu cea de-a doua variantă. Bineînțeles că putem în aplicațiile de prelucrări de imagini, în filtrările de sharpening pe imagini, se poate valorile acelea pot fi făcute nu neapărat valori întregi, cum am pus eu aici, ci pot fi făcute valori reale, care, de exemplu aici, în loc de acest nou, pot să am o valoare pe care să o pot modifica, să zicem, între 4 și 9, sau eu știu, între două valori diferite și corespunzător va trebui să modific și aceste valori de pe margine, încât suma totală să-mi dea 1. Iar efectul, practic modificând acest slider între cele două, între minim și maxim, voi obține un efect mai intens sau mai puțin intens de ascuțire. Cam atât pentru acum. Pa, pa!